Salutare, dragi prieteni! Iată că ne aflăm din nou în bucătărie. Astăzi mi-am propus să vă arăt și la rugămintea unui prieten cum putem face o friptură delicioasă de vacă. Să dau o stampă. Deci, după cum vedeți, sunt deținător de plită, dar nu mă încântă la anumite lucruri, nu mă încântă deloc. Așa că mi-am tras furtun de gaze, mi-am montat un aragazel și când nu am treabă cu el, fac colac furtunul în jurul lui și îl ascund sub pomita din bucătărie. Trag plinta și îl bag acolo. Asta e. Îmi place să gătesc și fiecare lucru are temperatura lui și dichisul lui. Animalul de grătar este mare, este generos, este și foarte greu. Mai gol, cântărește 3 kg 450, aproape 3 kg 500 de grame, 3 kg jumătate, el gol. Dar este o minunăție, l-am de la un prieten. Mi l-a făcut cadou și am fost foarte încântat când am început să gătesc în el. Deci, hai să-i dăm drumul să nu mai pierdem timpul. Ce trebuie știut este că dacă vrei să-ți iasă o friptură bună, nu te complici cu tot felul de grătare. Ăsta e minunat din fontă, adică nu neapărat ăsta, dar trebuie un grătar din fontă, un grătar zdravăn, cu o inerție termică mare, care să te ajute. Ce este important la vacă? Temperatura mare. Temperatura mare, pentru că vrem să sigilăm rapid carnea, nu să lâncezească, să iasă o pincă. Vaca e delicată la gătit, nu merge oricum, de asta toată lumea se sperie de ea. Când aude vacă la grătar, au. Pentru că sigur au avut niște experiențe nefericite. Eu vă spun rețeta succesului, ca să spun așa. Și o să vedeți pe viu că nu e niciun fel de truc, nu e niciun fel de glumă. Chestia asta din fontă, eu o călzesc la foc maxim, deci foc maxim, atenție, maxim, cât poate aragaz să duduie, 20 de minute, să fie încinsă ca flăcările iadului. O încinc și revin. Ce facem între timp, cât se încinge grătarul? O să ne luăm frumos niște folie. O să împăturesc așa frumos în două. O să o pliez. O să-mi iau un castronel. O să-mi îngăs folia aici. Frumos. Am curățat în prealabil niște căței de usturoi, le punem aici, le punem un pic de sare, le punem un pic de piper, avem niște boia afumată, foarte frumos.
Avem un pic de cimbru. Un pic de rozmarin. Le punem niște ulei de măsline, presat la rece. După care strângem colțurile. Asigurăm că chestia asta este strânsă bine și o să o punem pe grătar. O să o punem pe grătar într-un colț. Ăsta o să fie ca un fel de mâner cu care să-l putem manevra, să ne așezăm unde vrem. Efectiv, deci grătarul se încălzește și o să vă demonstrez că nu e niciun truc. Grătarul se încălzește și pe el îl așezăm frumos. Mai departe. Deci, grătarul se încinge de 20 de minute. Ăsta deja sfârie. Ce urmează să facem este să luăm niște sare grunjoasă. Presărăm pe grătar. Ne facem așa un strat. Bun. Sara o să înceapă să troadnească, să sară. Carnea trebuie să fie bine tamponată, să fie uscată, să nu... Și când vă duceți la nenea măcelar, îi spuneți: frățioare, eu vreau să o fac la grătar. Că el o să știe ce parte din vacă să vă dea. Și așezăm ușurel pe grătar și ne calculăm cam cum să ne intre toate fripturile. Faceți o pauză pentru că ea o să tragă căldură și trebuie să-și revină temperatura grătarului. Dacă o puneți pe toată odată, temperatura scade brusc, începe să lâncezească de acolo. Așteptați un pic, după care o așezați. Lăsați-o un pic să vă asigurați că acopere toată suprafața. Bun. Cum știi că trebuie să o întorci? Păi spune ea singură pentru că se dezlipește. O iei în ordinea în care ai pus-o.
că în momentul în care o așez, trebuie să o așez la fix, pentru că ea o să se lipească, partea nefăcută o să se lipească de grătar și mai prea mai pot să umbli tu pe acolo. Frumos, nu? E, și acum vine un moment mai delicat, când trebuie să o întoarcem din nou, vărgile grătarului sunt așa pe carne. Noi vrem să facem un caruiaj. O să dau chestia asta de aici. Deci asta le are așa, grătarul le are așa. O să o așez invers. Asta le are așa. O să le așez așa. Doamne ferește, nu vă apucați să o înțepați, să scoateți zeama din ea, să o învârtiți cu furculița, să o împingeți în carne, să o v-ați nenorocit. O altă chestie este cât de mult să o gătesc. Cât de mult, știți, apăsând pe ea. Deci, imaginați-vă că țineți pumnul desfăcut, asta înseamnă în sânge, pumnul strâns fără să-l forțați, asta înseamnă medium, și pumnul strâns, asta înseamnă făcut brici. Și apăsând pe ea, îți dai seama cum stare textura. În total sunt 4 întoarceri. O să-mi întorc din nou. Mai este încă zeamă din ea, mai este. Asta e ultima fază. Foarte important să nu fie înțepată. Să eu lucrez cu fiești. Bun. Și scoate minunea de aici. Deci nu să folosesc un topător. Uite ce frumos. Cum mai va să fac să vadă toată... imaginea de ansamblu. Dăm deoparte. Asta mai las un pic. Hai să mutăm și... Bun, am mutat și camera. Uite, o să ne luăm și motoflenderul. Să mă folosesc de o farfecă și am să-i tai moțul ăsta. Nu? Cum ne va să fac să se vadă? Uite ce frumos! So,
castronela. Doamne, cât e de aromat și de foarte calme. Foarte, foarte calme. Hai să vă arăt. Asta e așa o prostioară mai... Dau cleștele la o parte. Hai să luăm una din ele, care, pe care să o luăm? Hai să o luăm pe asta mai groasă. Și să las asta mai jos, să vadă exact. Chestia asta e maronie, nu e sânge. Nu știu cum se vede pe cameră, pe cameră se vede rău. Dar nu e sânge, vă spun sigur. Și o să mi-o tai fix pe mijloc. Ca să se vadă interiorul. Poftim. Foarte bun. Foarte bun. Mulțumesc pentru vizionare.